Poliția avertizează faptul că arderile de vegetație sunt interzise, iar nerespectarea prevederilor legale atrage după sine aplicarea de sancțiuni contravenționale sau chiar penale. Astfel, pentru arderea în câmp deschis a resturilor vegetale de orice proveniență, persoanele fizice riscă amenzi uriașe sau chiar închisoare de la 3 la 5 ani. Românii riscă amenzi uriașe potrivit unui proiect de ordonanță de urgență pus recent în dezbatere publică de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Incendierea ilegală a deșeurilor va constitui o infracțiune și se va pedepsi cu amendă sau închisoare. Proiectul va introduce în ordonanța de urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor prevederea că este interzisă nu doar incendierea deșeurilor mențiune deja prezentă, dar și a substanțelor sau obiectelor, făcându-se referire și la arderea miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase, potrivit introducerii documentului. Prea puțin, eu aș da 20. Le-aș da 20 și le-aș spune să plătească tot. Anul trecut am avut o mulțime de incendii. 100%. Era printre care și eu să iau foc anul trecut din cauza să vine focul către mine. Și eu am pământ. În cel mai rău caz, dacă dau foc în cercui, trag brazde și dau foc, dar altfel nu, dacă ne supraveghem. Foarte bine, e slab. Trebuie, mai severe, mai severe. Pentru că omul român nu știe decât de frică și pus la altfel nu. Să se și sub orice grătă. Păi da, arde tot, arde toată natura. Măi, mă, n-au animale ce să mănânce din cauza... Niște oameni care n-au scrupturi, într-un cuvânt. Da. Părerea e bună, dar nu se întâmplă așa ceva niciodată. Pentru că cine dă amendă? În trecut au fost o mulțime de incendii de vegetație. Peste tot, peste tot, nu e nimic nicio măsură. Nu e bine să dea foc, să ia satele foc, să ia ăștia. Credeți că merită pedepsiți? Păi merită dacă nu știe să organizeze niște treburi. Merită. Mai mult, incendierea oricărui tip de deșeu, substanță sau obiect va fi considerată infracțiune și se va pedepsi cu închisoarea de la 3 la 5 ani sau cu amendă. În prezent, Ordonanța de Urgență 92/2021 stabilește că arderea deșeurilor poate aduce persoanelor fizice amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei sau între 50.000 și 70.000 de lei în cazul persoanelor juridice. De asemenea, proiectul de Ordonanță de Urgență va defini și abonarea în contextul gestionării deșeurilor, respectiv va însemna aruncarea deșeurilor, substanțelor sau obiectelor în alte locuri sau spații decât cele special amenajate, pentru colectarea și tratarea acestora, inclusiv îngroparea acestora, în loc să fie depozitate sau orice altă acțiune care împiedică gestionarea deșeurilor. Abandonarea deșeurilor este sancționabilă cu aceleași cuantumuri ale amenzilor, ca și în cazul arderilor, valori menționate mai sus.